Creșterea urbană continuă, dezvoltarea regională, schimbările regionale din perioadele de criză economică, dar și ce înseamnă o dezvoltare durabilă urbană, sunt doar câteva dintre temele ce vor fi discutate în cadrul celui de-al 9-lea Congres Mondial de Științe Regionale, care are loc în perioada 9-12 mai la Timișoara. Organizată sub egida Asociației Internaționale de Științe Regionale, manifestarea reunește peste 600 de specialiști în regionalizare, dezvoltare urbană și economie din întreaga lume. Cu siguranță acest congres mondial va fi unul de referință pentru Timișoara și pentru zona de vest. În cadrul Universității de Vest din Timișoara nu a mai fost un astfel de congres de asemenea învergură și impact. Este un congres mondial care se organizează odată la 4 ani în lume și iată, după mai multe ediții, după ce s-a făcut un tur al continentelor, de la Tokyo, Japonia, New York, America, San Paolo, să spunem America de Sud, a mai fost odată în Europa, în Elveția, o țară categoric reper în ceea ce înseamnă dezvoltarea regională și performanța. Iată că de această dată va fi la Timișoara, ceea ce este un aspect cu care ar trebui să ne mândrim. Tema aleasă pentru acest an este schimbarea modelelor spațiale într-o lume globalizată. Miercuri 9 mai la ora 18:30 la Palatul Administrativ va avea loc ceremonia de deschidere a Congresului Mondial de Științe Regionale. Desfășurarea efectivă a evenimentului prin susținerea celor 350 de lucrări ale participanților din 29 de state ale lumii va avea loc între 10 și 12 mai. Manifestarea încearcă să implice și autoritățile locale întrucât se urmărește colaborarea acestora cu instituțiile de învățământ pentru o dezvoltare eficientă și durabilă. Să vedem ce înseamnă impactul investițiilor străine în România, în zona de vest a țării, investițiile directe, cum putem atrage noi investitori, ce interesează pe aceștia, ce ar trebui să fie dezvoltarea noastră regională, ca acești investitori să vină mai mult în această zonă, în Timișoara și în zona de vest. Ne interesează în cadrul Congresului să vedem ce oportunități de finanțări europene putem să avem și ce parteneriate cu alte universități, cu alte regiuni putem face pentru a accesa fondurile europene, pentru că acestea vor veni încă și vom fi eligibili pentru astfel de fonduri europene, ce alte finanțări pot să existe la nivel mondial, că până la urmă unitatea creează puterea și nu vom putea exista singuri și nu vom putea duce competiții la nivel mondial decât intrând într-o serie de parteneriate puternice, strategice, cu toți alți parteneri de pe alte continente. Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, afirmă că modificările din ultima vreme de la nivel național au reprezentat un mic obstacol și pentru desfășurarea congresului conform planificării inițiale. Ne-am fi dorit alături de noi decidenții politici la nivel național, pentru că până la urmă ideile bune care ar urma să fie generate în cadrul acestui congres trebuie să ajungă pe masa celor care decid și pot să schimbe lucrurile în România. Și noi am creat o serie de invitații și am avut discuții cu membrii guvernului precedent, ne-au confirmat prezența, interesați de acest aspect. Ultimele schimbări la nivel guvernamental categoric au bulversat lucrurile și noi așteptăm cu drag în calitate de persoane pe toți acei foști miniștri pe care am invitat să participe, dar categoric nu vor putea veni ca și persoane oficiale din prisma funcțiilor pe care le-au deținut. Dar timpul fiind foarte scurt, n-am mai putut să creăm, să spunem, invitații pentru nou guvern, care spun nou pentru că nu știu dacă va fi investit. Am formulat deja una, am creat într-un mod informal, am discutat cu potențialul ministru al dezvoltării regionale, care până la urmă este factorul cel mai important decident în ceea ce înseamnă dezvoltarea regională din România și am primit răspuns. Invitația i-a parvenit deja. Chiar vă spun că azi dimineață cu avionul de 8 a fost trimisă după ce am discutat prealabil cu domnia sa să participe și rămâzea că dacă va fi investit în funcție de Parlament astăzi și în funcție de care va fi mâine o ședință de guvern și în funcție de programul care îl vor impune în cadrul ședinței de guvern, să vadă dacă poate să participe la lucrările acestui congres. Organizatorii acestui eveniment mondial sunt Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Timișoara, Asociația Internațională de Științe Regionale și Asociația Română de Științe Regionale.